Biserica și neamul în scrierile mitropolitului Nestor Vornicescu. Cu ocazia centenarului Marii Uniri, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a proclamat anul 2018 anul unității de neam și de credință. Aceasta pentru că momentul omagial dedicat centenarului Marii Uniri este de fapt unul cu conotații pe termen lung. Unitatea etnică a românilor din cele trei mari provincii s-a realizat geografic și istoric acum 100 de ani, dar în sufletul românilor și în duhul credințelor ortodoxe, ea a fost dintotdeauna una și așa trebuie să dăinuie pentru vecie. Într-o lume bântuită de fenomenul migrației și al globalizării, care contribuie substanțial la pierderea identității și apartenenței etnice, Biserica Ortodoxă Română, prin organizarea unor manifestații culturale, colovii, conferințe și simpozioane, pe teme istorice, spirituale, naționale, lucrează cu râvnă la reaprinderea sentimentului iubirii de țară. Reaprinderea sentimentului patriotic și întărirea lui este ceva firesc, care prețuiește, desigur, etnia, tradiția și cultura altor popoare, dar iubirea față de valorile perene ale poporului nostru, credința, cumințenia, evlavia, cumpătarea, moralitatea, cultul familiei, al eroilor, iubirea și întrajutorarea frățească, iubirea și grija față de urmași, toate acestea sunt un dat evanghelic și moștenirea prețioasă a poporului nostru primite de la însuși Iisus Hristos prin jertfa și învierea sa. Noi, cei care am primit-o de la înaintașii noștri, avem datoria fundamentală de a o transmite mai departe generațiilor viitoare. Credința și iubirea jertfelnică, răbdarea cu nădejdea nedreptăților vieții, nădejdea într-un viitor mai bun, trebuie arătate de noi așa cum le-au trăit strămoșii noștri și transmise generațiilor viitoare. Ele au datoria să împlinească dorința nobilă și visurile mărețe de propășire și de demnitate a poporului nostru spre mântuirea și sfințirea sa în viața veșnică. Biserica Ortodoxă Română este maica duhovnicească a poporului nostru, așa cum spune marele poet al nostru Mihai Eminescu, dar este și inima și sufletul lui. Ea luptă dintotdeauna pentru împlinirea acestor idealuri. Toți fiii poporului român, credincioși lui Dumnezeu, celui întreit în persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, vor acționa potrivit acestor cuvinte. Biserica și neamul nostru au ascultat și au împlinit jefernic cuvintele lui Dumnezeu, iar cei din tâi împlinitori ai acestor cuvinte dumnezeiești sunt sfinții neamului nostru. Când neamul era slăbit și vlăguit, secătuit de putere, atunci din inima sa, adică din biserică și din credința sa, izvorau ca dintr-un izvor noi și noi puteri. Prin credință și iubire de Dumnezeu, concretizate în faptele bune făcute aproapelui, omul întinerește, renaște precum codrul primăvara, se împrospătează cu noi puteri, înmugurește noi idealuri. Acestea cresc ridicându-se spre veșnicie și spre idealul suprem, care este unirea omului cu Dumnezeu într-o împărăție a Lui. Fiii bisericii noastre au știut dintotdeauna acest lucru important, iar până la a doua venire și înfricoșata judecată, la restaurarea deplină a omului și a cosmosului, fiecare neam trebuie să trudească să-și împlinească menirea dată lui de Dumnezeu. Neamul nostru românesc se ostenește să-și întregească slava, adică sfințenia, pliroma bisericii și ceata de sfinți cu care va merge în fața lui Hristos. Întâlnirea cu mirele Iisus Hristos, Mântuitorul nostru cel iubit, va fi atunci cea mai mare sărbătoare. O sărbătoare plină de bucurie, de slavă, de pace și de lumină. Poporul nostru a primit în suflet din leagănul prunciei sale cunoașterea Dumnezeului trăimic și cunoașterea Logosului întrupat. După modelul unimii Sfintei Treimi, poporul nostru a avut dintotdeauna dorul unirii și al unității celor mari provincii în număr de trei, adică țara românească, Moldova și Ardealul. După doimea firilor lui Hristos și trăirea lui dumnezeiască și omenească pe pământ, poporul nostru a cinstit-o întotdeauna prin sicalme, ca bun și drept, cinstit și viteaz, blând și milos, credincios și evlavios.
Toate cetățile românești, încă de la începuturile comunității creștine, s-au organizat în jurul Sfântului Altar și al Sfântului Potir, împărtășindu-se prin Sfânta Părtășanie din același Hristos. Prin Hristos, țara noastră creștină a fost concepută în trăirea unității și a sobornicității bisericii. Biserica a dat dintotdeauna duh orânduirii statului, după cum scrie Sfântul Ierar Nicolae Velimirovici, și a călăuzit pe poporul nostru pe drumul cel sfânt al crucii lui Hristos. Într-o acest neam sărbătoresc, ne-am propus să scriem câteva articole despre unitate de credință și de neam a românilor, inspirat din scrierile unor înaintași ai noștri, care au trăit în trecutul apropiat al bisericii și neamului nostru. Am scris un prim articol despre unitatea bisericii, în scriere Mitropolitul Antonie Plămădeală, iar în acest al doilea articol am cercetat cărțile și scrierile unui mare teolog, istoric și hagiograf și mistic. Este tot un basarabian, anume vrednicul de pomenire Mitropolit Cărturar, membru al Academiei de Științe din Chișinău, dr. Nestor Vornicescu, Mitropolitul Olteniei. Scrierile sale sunt de o adâncă teologie și filozofie, întemeiate pe documente istorice. Ele sunt pline de înțelesuri mistice, duhovnicești, îmbrăcate într-un frumos veșmânt literar. Ele mustesc de adevăruri de credință, adică de Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, și de parfumul și dulceața limbii române străvechi, limba vechilor cazanii. Poate aceasta nu întâmplător. Mitropolitul Nestor Vornicescu s-a născut în acea parte a țării dulce și dragă tuturor românilor, Basarabia. Basarabia este partea dinspre răsărita României mari, altarul ei. Acolo, între multe alte realizări deosebite, s-a scris și cel mai frumos poem închinat vreodată graiului românesc. Poezia limba noastră de către preotul poet Alexandru Mateevici. Născut într-o familie de răzeși plugari, mitropolitul Nestor va purta cu cinste noblețea răzeșiei pe care strămoșii săi au primit-o de la însuși Sfântul și Marele Ștefan. În ființa sa, el va purta toată viața noblețea lor sufletească, însoțită de o mare și luminoasă bunătate. A copilărit în satul natal Lozova, Vornicești, aproape de Codri și Mănăstirea Căprianei, unde a crescut mistuit de două mari iubiri, iubirea față de țară și iubirea față de cărți. Aceasta zestre o va spori mereu, cultivând-o cu râvnă toată viața, adunând cărți bisericești vechi, colecții de reviste, ajungând posesorul unei imense biblioteci. Pe lângă grijile și slujirile de episcop chiriar de mitropolit al Olteniei, a trăit toată viața citind și scriind, luptând prin faptă și prin condei pentru revenirea Basarabiei la patria mamă. Pasiunea sa pentru cărți a rămas proverbială, de asemenea iubirea sa de oameni și bunătatea sa. La Craiova, unde a slujit vreme îndelungată ca episcop vicar și mitropolit, pentru multele sale fapte bune și de milostenie, a fost poreclit Nestor cel Bun, așa cum a fost poreclit și într-o amintire și asemănarea marelui voivod moldovean mușatin Alexandru cel Bun. Și astăzi, dacă citești scrierile mitropolitului Nestor, pe lângă bogăția informațiilor adunate în lecturi susținute și în studii și cercetări erudite din diverse domenii, le vei găsi străbătute de acel duh al păcii, al bunătății, al dragostei și al dorului de unitate. Mitropolitul Nestor Vornicescu a scris multe articole și studii despre unitate de neam și despre unitate de credință. A scris despre sfinți români, la căror preaslăvire a contribuit substanțial, atât ca membru al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, cât și ca președinte al Comisiei de Canonizare. A scris pagini memorabile despre istoria Craiovei, despre teologii din Oltenia, începând cu Sfântul Nicodim cel Sfințit, a scris despre prologele care cuprind viețile sfinților pe scurt și învățături ale lor, deortosite de părintele Benedict Ghiuș și tipărite la Craiova.
Așa cum a iubit teologia și spiritualitatea trecutului românesc, a iubit-o și pe cea a prezentului. La Craiova, la editura Mitropoliei Olteniei, a tipărit multe cărți scrise de către inegalabilul teolog, părintele Dumitru Stăniloae, pe care l-a avut ca profesor și pe care îl cinstea în mod deosebit. De la el, se pare, a învățat a gândi teologic în viața de zi cu zi. De aceea, mitropolitul Nestor gândea unitatea națiunii românești după unitatea Sfintei Treimi. În scrierile sale, el citea adesea pe părintele Dumitru Stăniloae, iar când acesta împlinea 90 de ani, a scris un articol studiu foarte consistent, pe cât de adânc realist, pe atât de elogios, izvorând din multă admirație și iubire. Mitropolitul Nestor Vornicescu vedea unitatea românilor în forma crucii lui Hristos. Pe plan orizontal, ca unitate de credință și de neam, de sânge, de cude și de simțire românească. Pe vertical, scormonind trecutul, dezvelind adâncul de istorie, afla un filon luminos de credință, care ne leagă pe toți, generație de generație, până la Dumnezeu. Omul și toată omenirea în desfășurarea istoriei sale vine de la Dumnezeu și se întoarce la Dumnezeu, cu menirea mai mult sau mai puțin împlinită. Acest fapt îl scoate în evidență cu multă râvnă și competență mitropolitul Nestor în scrierile sale. Rămas de mic orfan de mamă, care a fost și primul dascăl, el va străluci încă de atunci la învățătură. La 16 ani, atins de chemarea Harului Călugăresc, ajunge novice la mănăstirea Nechit, apoi în Lavra cea mare a Neamțului, unde a făcut și seminarul. Peste ani avea să ajungă și stareț al acestei mari și sfinte lavre. A urmat apoi Facultatea de Teologie din București, unde a avut profesori iluștri ca părintele Dumitru Stăniloae, Ioan G. Coman și Teodor M. Popescu. La absolvire a susținut o teză de licență, Concepția de viață creștină, pentru care avea să primească calificativul excepțional. Tot la București avea să urmeze și cursurile de doctorat, secția Patrologie, primind titlul de doctor în anul 1982. În anul 1970 a fost ales episcopicar al Mitropoliei Olteniei cu titlul de Severinianul, iar din anul 1978 până în anul 2000, când s-a mutat la Domnul, a fost mitropolitul Olteniei. Dorul de locurile sale natale, al Basarabei iubite, nu-l va părăsi niciodată. Prin scrierile sale de teologie istorică, el a contribuit la adâncirea sentimentului patriotic, al românismului și al conștiinței unității neamului. Cuvintele sale nu sunt doar luminate de lumina rațiunii, ci sunt și pătrunse de adâncul sentimentelor de inimă și de credință. Cunoscuta sa carte de studii de teologie istorică, apărută la Craiova în anul 1998, cuprinde în cele 20 de capitole excelente studii de teologie, istorie, hagiografie și spiritualitate. Am ales un studiu din capitolul 1, intitulat Biserică și națiune, care cuprinde o limpede expunere a conceptului creștin de națiune. Expunerea adânc fundamentată teologic și istoric lămurește de plin conviețuirea în armonie la români și paradoxul simbiotic biserică-națiune. El scoate la lumină evenimentele istorice importante devenite pietre de hotar în istoria bisericii și a națiunii noastre. Iată câteva dintre ele. Întemeiat pe factori ai vieții spirituale, raportul biserică-națiune se verifică în istorie, pornind de la elementele determinante specifice. Prin contextul istoric al apariției și evoluției poporului nostru, creștinismul răsăritean, ortodoxia, a reprezentat temeiul spiritualității și conceptul de viață al românului, fapt verificat în atâtea momente de răscruce ale istoriei naționale. Cea mai înaltă, cea mai abstractă idee, ideea de Dumnezeu, a însemnat încă dintr-un început în viața poporului nostru o putere sfântă, tainică, vie, putere înnoitoare și lucrătoare, care și-a pus pe cete asupra lui chiar în momentul chemării la viețuire a acestui neam. Nu pot fi despărțite cele două ipostaze ale existenței spiritualității românești, enunțate în titlul acestei pagini,
ele exprimându-și însăși datele fundamentale ale istoriei noastre. E spus atâtor vicisitudini în care a trebuit să-și adeverească puterea de supraviețuire. Credința în Dumnezeu a românilor este adânc înrădăcinată în toate fibrele existenței sale. Acest lucru s-a arătat mai ales în vremurile de răscruce, iar Mitropolitul Nestor dă ca exemplu momentul din 1989, când, după 50 de ani de asuprire, robie și propaganda ateistă, tinerii au ieșit în stradă strigând libertate. Această libertate, care este cel mai important dar pe care l-a dat Dumnezeu omului alături de viață, dar mai mult, ei se manifestau ca trăitori ai Evangheliei și credincioși fii ai lui Dumnezeu, care strigau în plină stradă, deci după 50 de ani de ateism, cu noi este Dumnezeu, Isaia 8:9, ceea ce dovedește că educația ateo-comunistă nu a prins. Sau mai strigau, voi cu arme, noi cu flori, conform Luca 6:27. Sau expresie care parafrazează chintesența mesajului evanghelic, acela de a iubi și a face bine și vrăjmașilor. Matei 6:36. Mitropolitul Nestor, așa cum au făcut-o toți marii intelectuali interbelici și discipolii lor, vede în poporul român multiple calități și un mare potențial spiritual. El vede o mare credință, cultivată și păstrată cu tenacitate și cu tărie invulnerabilă în ființa sa lăuntrică. Mai vede în poporul român un popor îngăduitor, îndeajuns de puternic spre a conviețui pașnic cu locuitorii altor etnii, credințe și confesiuni, care nu întotdeauna s-au manifestat prietenos. Un popor gata întotdeauna spre iertare, spre împăcare, spre conviețuire pașnică, fără a-și pierde propria sa identitate. Un popor comunicativ, ospitalier, costatornică vocația vieții în armonie. Tăria poporului nostru dintotdeauna a fost credința în Dumnezeu, evlavia și rugăciunea. Această scriere a Mitropolitului Nestor dovedește că Biserica Ortodoxă Română a avut un rol hotărător în formarea creștină a poporului român. Credința în Dumnezeu l-a ajutat să devină homos ethicus, iar trăirea sa creștină în biserică l-a ajutat să devină un homos religiosus. El mai spune că ortodoxia noastră ne-a ferit de extreme și de excese, păstrând întotdeauna cumpătarea. Ortodoxia respectă individualitatea etnică și limba fiecărui popor. În credința și religia noastră ortodoxă am învățat că, citez, modul de organizare socială prin care se manifestă un popor reprezintă un sistem de valori din domeniul terestrului, dar credința, conștiința religioasă sunt din domeniul transcendentului. Concepția de viață specifică unui popor este o relație incontestabilă cu fondul său de spiritualitate, cu credința sa religioasă. Pentru a înțelege mai bine acest paradox, această dublă trăire în stat și în biserică, făcând distincțiile necesare, el citează un text al profesorului, poetului și teologului creștin Nichifor Crainic. Iată textul amintit. Într-o societate creștină organizată în stat, nu se poate pune problema dacă omul aparține statului sau bisericii. Biserica există în timp și în spațiu, dar ea nu este din timp și din spațiu. Ea este anticamera mare cât cosmosul a veșniciei. Neamurile și statele toate încap în ea. Și mii de alte neamuri de sarivi și de alte state, toate ar avea loc în cuprinsul ei spiritual. Un stat intră cu timpul și cu spațiul său mărginit în eternitatea bisericii și aderând la destinația suprafirească a omului, îi va da acestuia putința să-și împlinească atât obligațiile față de cezar, cât și obligațiile sale față de Dumnezeu. În acest caz, care nu e altceva decât rânduiala lumii de la Hristos încoace, omul se dezvoltă în cadrul profesiunii al statului și al bisericii. Viața în vremelnicie se orânduiește în corelație cu cea din veșnicie, dacă omul aderă la viața de dincolo de veac. Odată proclamată, după această adeziune, omul nu-și mai aparține sieși sau altui om, fiindcă toți aparțin lui Dumnezeu ca fii și făpturi ale Lui.
din ortodoxie și etnocrație. Din acest important citat, mitropolitul Nestor reține: păstrând distinția clară între termeni, statul ca organizare a unui popor, într-o etapă sau alta a istoriei, și națiunea ca structură delimitată prin totalitatea trăsăturilor specifice, care exprimă marca inconfundabilă a unui popor, să ne pătrundem de cuvintele. Viața în vremelnicie se orânduiește în corelație cu viața din veșnicie, dacă omul aderă la destinația lui dincolo de veac. El mai spune că în polaritatea tot cuprinzătoare biserică-națiune se orânduiește viața noastră în vremelnicie, dar care se cuvine a fi o pregătire proporționată a nemuririi de dincolo. Persoana umană, familia, societatea întreagă nu-și găsește rostul spre desăvârșire dacă se manifestă anarhic. Ea se împlinește doar în biserică, care este clădită pe taina întrupării lui Hristos, a jertfei sale, a învierii sale, a înălțării sale, iar pogorârea Duhului Sfânt este planul activ de continuare a trimiterii apostolilor pentru răspândirea învățăturii și statornicirea bisericii cu toată comoara darurilor ei, conform Nichifor Crainii, transfigurarea românismului. Prin caracterul său universal, creștinismul, scrie mitropolitul Nestor, recunoaște națiunile ca pe niște organisme vii și necesare în armonia universală. El amintește o învățătură care trebuie mereu reactualizată și reamintită, anume aceea că toate neamurile sunt legate de Hristos. Ele sunt legate și dependente de El, după cum viața tuturor ființelor vii de pe pământ depinde de energia solară. Citând cuvintele lui Spiridon Cândea, el scrie: după cum în lumina soarelui crește toată varietatea multiplă a vieții, tot așa soarele dreptății Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, luminează sufletul oricărui neam și neamurile toate s-ar preamări dacă ar umbla în lumina lui Hristos, conform Spiridon Cândea, neamul și izvorul său de purcedere. Arătând apoi și subliniind că în concepția ortodoxă neamurile sunt văzute ca unități naturale ale viețuirii făpturii omenești, deosebite după teritoriu, grai și istorie, dar armonizate pe plan universal în unitatea spirituală suprafirească a Bisericii lui Hristos, el face o apologie a Bisericii creștine pentru înfăptuirea, împlinirea acestui rol salvator început de Hristos, continuat de apostoli, apoi de episcopi, de preoți și credincioși pe toată durata istoriei, mai ales când neamurile se găsesc în stare de criză. Evidențiază apoi modul în care Biserica Ortodoxă, întemeiată pe jertfa, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos, a îndeplinit acest rol mântuitor în mijlocul poporului român. Folosind cuvintele părintelui Dumitru Stăniloae, el arată ceva foarte important, și anume că fiecare om aparținând unui neam are răspundere pentru neamul său în fața lui Dumnezeu. El trebuie să aibă grijă de neamul său și să-l pregătească pentru împărăția cerurilor, conform Dumitru Stăniloae, chipul nemuritor al lui Dumnezeu. De aceea, misiunea bisericii nu a putut fi înțeleasă decât ca slujire în mijlocul poporului. Această slujire a fost, este și se va păstra mereu prin Duhul treaz în fața lui Dumnezeu, trezind simțirea națională în Duhul și în lumina Evangheliei lui Hristos. Mitropolitul Nestor Vornicescu sfârșește articolul său Biserică și neam cu o constatare făcută de marele mitropolit al Ardealului Nicolae Bălan, anume că istoria bisericii se împletește cu istoria neamului, conform Nicolae Bălan, Biserica și viața. Chiar și toate legăturile neamului nostru nu sunt doar istorice, etnice, sociale și culturale, ci sunt mai ales duhovnicești, spirituale. Toată politica și diplomația voivozilor noștri a fost întemeiată pe ideea ortodoxă și a avut ca suport de rezistență credința. Pe trăirea credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, așa cum afirma marele istoric Nicolae Iorga. De aceea, referindu-se la poporul și națiunea română, mitropolitul Nestor conchide:
Suntem un singur trup al Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos. Ne întărește pe toți iubirea binelui și a dreptății, puterea credinței și a speranței. Ne împărtășim cu toți din aceeași energie și sinergie, adică împreună cu lucrarea cu Hristos, prin care se coboară harul lui Dumnezeu spre a ne binecuvânta și a ne desăvârși dragostea ziditoare a unuia spre altul. Aș mai sublinia un aspect important asupra căreia a stăruit mitropolitul Nestor Vornicescu, anume acela că unitatea neamului se sprijină pe unitatea bisericii. Despre refacerea unității bisericești, petrecută în anul 1948, la 250 de ani după ruptura din 1701, el a scris un important studiu pe această temă numit Începutul refacerii unității bisericești. El scrie că acest început al refacerii unității bisericești s-a petrecut la Alba Iulia la 27 februarie 1939, când la chemarea celor doi mitropoliți ardeleni, cel ortodox de la Sibiu și cel greco-catolic de la Blaj, s-au adunat peste 50.000 de participanți, ortodoxi și greco-catolici, alături de mari bărbați intelectuali ai Ardealului din acele timpuri. El scrie, prin cuvinte pline de credință, iubire și speranță, care sunt rodul cugetării și al rugăciunii și al trăirii, că toți creștinii ortodoxi, fie ai bisericii și ai neamului, sunt chemați la mântuire și la desăvârșire. Scrie că toți avem harul și chemarea de a ajunge plinătatea credinței. Toți suntem chemați la vederea Fiului lui Dumnezeu și la unirea cu El și la trăirea cu El în bucuria și în fericirea veșnică. Iar aceasta se realizează numai prin faptele iubirii ziditoare, prin plinirea Evangheliei lui Hristos în formă de cruce. Practicând pe orizontal iubirea ziditoare față de semenii noștri, iar pe vertical legătura de iubire și rugăciune cu moșii și strămoșii noștri, toți credincioșii români și fii acestui neam, putem, rugându-ne bunului Dumnezeu, cel în trăime slăvit Maicii Domnului și Sfinților, să împlinim această sfântă lucrare. Aceasta a fost rugăciunea bisericii dintotdeauna, pentru unitate de credință, care înseamnă unitatea bisericii a tuturor celor credincioși de pe pământ, dinpreună cu a tuturor celor din cer care alcătuiesc biserica cea biruitoare. Și această unitate de credință înseamnă, de fapt, unitatea desăvârșită care trebuie să o avem cu toții în Hristos și în Duhul Sfânt și să devenim astfel fii ai Tatălui Ceresc. Aceasta a fost rugăciunea bisericii și dorința bisericii dintotdeauna. Pentru aceasta s-a luptat, a trăit și s-a rugat, a scris și a propovăduit mitropolitul Nestor.